Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta, dragii mei, în urma cuvintelor adresate de Domnul inimii noastre, aș vrea să vă invit să continuăm studiul nostru despre învățătura despre biserică din Biblie și vom începe lucrarea aceasta de învățătură, citind din Biblie, după obiceiul nostru, un text care să stea la baza acestui cuvânt de învățătură. Vă invit să deschideți cartea în Faptele Apostolilor, capitolul 14. Faptele Apostolilor, capitolul 14, și vom citi cuvântul Domnului începând cu 21 până la 28. În cinstea Domnului vă invit să vă ridicați în picioare. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruiască în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia și au vestit cuvântul în Perga și s-au coborât la Atalia. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija Harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Amin. Vă mulțumesc, dragi frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile. Pe fiecare dintre dumneavoastră vă salut cu dragoste. Salutăm în numele Domnului și pe cei care în mod frecvent sau ocazional sunt online cu noi. În perioada aceasta am avut ceva defecțiuni la sistemul acesta de media, însă nădăjduim cu ajutorul Domnului să-l fixăm într-un viitor apropiat. Fiind aici, în casa Domnului, în urma rugăciunii, a cântării de laudă, a scripturilor din care citim, inima noastră este sensibilizată. În seara aceasta suntem la lecția numărul 2, în legătură cu învățătura despre biserică. În perioada aceasta, în ultimile luni, ne-am concentrat mult la învățăturile Bibliei, încercând să învățăm poporul Domnului, pe unii să învățăm, altora să le aducem aminte, unora să îi întărim în cuvântul acesta, pentru că vremea pe care o trăim este o vreme grea. Pentru unii e grea într-un fel, pentru alții este grea în alt fel, iar dacă pentru cineva încă nu-i grea, riscul să se facă grea în zilele următoare este mare. Data trecută am avut un cuvânt de introducere, am vorbit despre ce nu este Biserica lui Dumnezeu, apoi despre ce este Biserica lui Dumnezeu și în seara aceasta reluăm cuvântul de învățătură punând următoarea întrebare. Cât de desăvârșită este Biserica lui Dumnezeu? Sunt oameni care, uitându-se în biserică, o văd perfectă. Și noi știm că ei greșesc, dar știm și că spun adevărul. Sunt alți oameni care, uitându-se în biserică, o văd imperfectă și noi știm că ei greșesc, dar știm și că spun adevărul. Ce vreau să spun? Vreau să spun că niciodată biserica n-a fost altfel decât cum este acum. Sfântă în același timp și cu slăbiciuni în același timp.
Atunci când Dumnezeu este în biserică, pentru că Dumnezeu este sfânt, locul acela este sfânt, dar împreună cu El sunt și oamenii și oamenii nu sunt ca Dumnezeu. Ei vin cu slăbiciunile lor pe care le maschează sau nu, dar ele există. Și în locul acela sfânt, unde există Dumnezeu, sunt și oamenii uneori cu slăbiciunile lor. De aceea locul acela este sfânt, pentru că e Dumnezeu acolo. Dar în același timp este și un loc unde sunt slăbiciuni, pentru că sunt acolo oamenii. N-a existat nici măcar o dată în istoria umanității o vreme în care oamenii prezenți în biserică să fie toți sfinți la modul absolut. Și dacă vreți să discutăm despre asta, îmi iau câteva minute să împărtășesc cu dumneavoastră gândul acesta. Desăvârșirea bisericii. Atunci când vorbim despre desăvârșirea bisericii, vorbim despre desăvârșirea credinciosului și credincioșilor. Domnul Iisus în predica de pe munte a spus, voi dar fiți sfinți, pentru că Tatăl vostru care este în ceruri este sfânt. Aduceți-vă aminte de celebrul verset din Matei, capitolul 5, versetul 48. Pe de o parte, noi constatăm, uitându-ne la realitatea practică a vieții noastre, că nu suntem desăvârșiți. Pe de cealaltă parte, noi știm la nivel teoretic că trebuie să fim desăvârșiți. Și uneori, între această realitate practică în care trăim și între acest ideal teoretic pe care îl avem în minte, există diferență. Ori consecința acestei diferențe creează confuzie și, de ce să nu recunoaștem, creează frustrare, foarte multă frustrare. Atunci când vorbim despre desăvârșirea bisericii și implicit a credincioșilor care compun biserica locală, trebuie neapărat să ținem seama de trei sensuri ale acestui cuvânt desăvârșit. Ele sunt toate trei în Scriptură și aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră încă o dată. Primul cuvânt care vorbește despre desăvârșirea bisericii vorbește despre desăvârșirea pozițională a bisericii lui Iisus Hristos, care presupune evenimentul convertirii membrilor din biserică. Ascultați-mă cu atenție, Evrei 10 cu 14. Printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru întotdeauna pe toți cei ce sunt sfinți. Printr-o singură jertfă, El ne-a făcut desăvârșiți pe toți. Așa spune cuvântul Domnului. Desăvârșirea pozițională este egală cu iertarea pe care Dumnezeu o oferă credinciosului. În momentul convertirii, credinciosul primește prin credința față de Dumnezeu și prin pocăința față de păcat o nouă poziție în fața lui Dumnezeu. De la poziția de păcătos, el primește poziția de sfințit. Aduceți-vă aminte ce îndemna Pavel. Socotiți-vă neprihăniți. În poziția pe care vă dă Iisus Hristos în care ați intrat, socotiți-vă neprihăniți. Această neprihănire este un eveniment, este sfințirea justificatoare, pozițională, la nivel de eveniment care ni se atribuie în momentul credinței și pocăinței. Prin credință și pocăință noi intrăm în Hristos și Hristos ne atribuie desăvârșirea sa, sfințirea sa și iertarea sa. Aceasta este o desăvârșire pozițională. Ea nu are legătură cu viața practică, ea are legătură cu poziția noastră înaintea lui Dumnezeu, poziție care e întemeiată nu pe viața noastră practică, ci poziție care este întemeiată pe justificarea făcută de Domnul Iisus Hristos în urma credinței noastre în El și în urma pocăinței noastre față de păcatele de până atunci. Poziția unui om și a unei biserici înaintea lui Dumnezeu, în urma pocăinței și credinței, este de desăvârșire. Dar această desăvârșire nu are legătură cu practica, ci are legătură cu felul în care ne vede pe noi Dumnezeu și poziția în care ne așează Hristos pe noi înaintea lui Dumnezeu. Păcatul ne așează în poziția de păcătoși și vine judecata lui Dumnezeu peste noi, dar Hristos ne ia din poziția de păcătoși și ne oferă poziția pe care o are El, desăvârșit, sfințit.
Dar aceasta este doar o poziție pe care ne oferă Domnul Iisus Hristos și asta nu înseamnă că în clipa aceea, în mod practic, omul în viața sa devine desăvârșit la modul practic, ci doar la nivelul pozițional e justificat prin Hristos. De aceea nu există mântuire în afara lui Hristos, pentru că nimeni nu poate să justifice trecutul unui om decât Hristos, care a murit pentru ca prin moarte să aibă dreptul de a justifica în poziția de neprihănit, de la poziția de păcătos. Hristos ne ia din poziția de păcătos prin credință și pocăință și ne pune în poziția de justificați prin sângele său și prin moartea sa. Această desăvârșire a bisericii, a credinciosului, este o desăvârșire pozițională, adică arată locul, poziția noastră înaintea lui Dumnezeu, sfinți. Dacă un om imediat după convertire ar muri, el ar merge în împărăția lui Dumnezeu, pentru că poziția lui în Hristos îi asigură neprihănirea. O neprihănire care este suficientă, dar necesară înaintea lui Dumnezeu. Însă marea problemă este că omul nu moare după botez, după convertire. El continuă să trăiască și dintr-o dată, continuând să trăiască, pe lângă desăvârșirea ca poziție oferită de Hristos care îl justifică, dintr-o dată devine important tot ce face omul în fiecare zi. Și acum începe a doua parte al desăvârșirii, al doilea sens al desăvârșirii, care nu mai e desăvârșirea la nivel de poziție, care e un eveniment egal cu iertarea, ci este desăvârșirea practică, care este un proces și este egal cu sfințirea. Aici, cuvântul spune, până vom ajunge toți la starea de om mare, până vom ajunge toți la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul. În ce să creștem? În mușchi? În ce să creștem? În bogăție? În ce să creștem? În înălțime? Nu, să creștem spiritual, să creștem în desăvârșire, să creștem în neprihănire, să creștem în sfințenie. Dar aceasta nu mai e sfințenia pe care ne-o atribuie Hristos în momentul pocăinței, ca o afirmație de justificare, Tată, iartă-i, căci eu am murit pentru ei. Ci este vorba de o desăvârșire la care lucrăm cu fiecare vorbă, cu fiecare faptă, gest, atitudine și motivație. Orice om care s-a pocăit are sfințirea pozițională oferită de Hristos ca justificare, ca scuză. Și dacă ar muri în clipa aceea, ar merge în cer. Dar pentru că El trăiește, trebuie să confirme în fiecare zi, de data aceasta, nu cu justificarea lui Hristos, ci cu comportamentul lui practic, că poziția pe care a primit-o de neprihănit este justificată, este întărită, este susținută, este confirmată de modul zilnic de viață practic. Și acesta e al doilea sens al desăvârșirii, care de fapt ne costă pe noi. Ăsta e proces, ăsta nu ține o clipă, Doamne iartă-mă, ca momentul pocăinței. Ridic mâna, cine se pocăiește în această seară? Eu. Crezi în Iisus? Da. Îți mărturisești păcatele? Da. Vrei să fii botezat? Da. Vrei să-L urmezi până la moarte? Da. Ei, toate afirmațiile acestea, în numele lui Iisus Hristos, mă scot din poziția de păcătos și mă așează în poziția de sfânt. Este desăvârșirea pozițională, dar e un eveniment. Însă începe procesul existenței, unde dintr-o dată apare al doilea sens al desăvârșirii, cea practică. Desăvârșirea practică este egală cu procesul sfințirii, după cum desăvârșirea pozițională este egală cu evenimentul iertării. Biblia explică lămurit că între cele două desăvârșiri, cea pozițională și cea practică, trebuie să existe o corelare dinamică. Nu se poate desăvârșirea oferită de Hristos să fie absolută, iar desăvârșirea practică să fie mediocră și amestecată cu păcatul. Trebuie să existe o corelare dinamică, activă, în care se implică credinciosul prin luptă, prin înfrânare. Moartea și învierea Mântuitorului, atenție, fiți atenți acum, moartea și învierea Mântuitorului fac posibilă desăvârșirea pozițională, timp în care viața lui Hristos
face posibilă desăvârșirea practică. Și vă dau câteva exemple din Biblie unde pun în antiteză, prin comparație, partea pozițională oferită de Hristos ca eveniment egală cu iertarea și partea practică câștigată de noi prin procesul existenței egală cu sfințirea. Atenție! Desăvârșirea pozițională. Ați fost înviați la viață împreună cu Hristos. Cea practică. Trăiți ca atare. A doua, cea pozițională. Ați murit față de păcat. Cea practică. Nu mai dați păcatului mădularele voastre. Cea de-a treia, pozițională. Ați fost făcuți neprihăniți. Cea practică. Trăiți zilnic în neprihănire. Cea pozițională în Hristos, ați devenit cetățeni ai cerului, cea practică, trăiți ca atare. În al cincilea rând, desăvârșirea pozițională în Hristos, ați fost făcuți părtași vieții noi, cea practică, umblați în fiecare zi în viața cea nouă. Cea pozițională, ați fost făcuți liberi față de lege, cea practică, împliniți legea. Prima lege e cu L mic, ceremonială, civilă. Cea de-a doua lege e cu L mare, legea morală. Cea pozițională, numărul 7, ați fost răstigniți față de lume. Cea practică, fugiți în fiecare zi de lume. Observați că una e la timpul trecut, e treaba Domnului. Cealaltă e la timpul prezent continuu și este treaba noastră. 8. Ați fost spălați prin sângele lui Iisus Hristos. Cea practică, spălați-vă în fiecare zi, mărturisiți-vă în fiecare zi păcatele și ele drept și credincios. 9, penultima sau antipenultima, cea pozițională, ați fost așezați în Hristos. Cea practică, rămâneți în Hristos. Că să fii așezat în Hristos e foarte ușor, mă pocăiesc. Într-un serviciu de duminică seara e ușor să te pocăiești, dar toate duminicile și în fiecare zi de duminica până duminica, ca proces să fii credincios Domnului, e un lucru complicat și dumneavoastră știți asta. 10. Cea pozițională. Ați fost făcuți una cu frații. Cea practică. Trăiți în unitate unii cu alții. 11. Ați fost făcuți părtași Duhului Sfânt. Cea practică, predați-vă zilnic Duhului Sfânt. Închei spunându-vă ultima comparație, pozițional, ați fost umpluți de dragostea lui Dumnezeu. Atenție, cea practică, iubiți-vă unii pe alții. V-am dat aceste exemple pentru ca orizontul nostru în ceea ce privește diferența între desăvârșirea pozițională oferită de Hristos ca eveniment la nivelul iertării și desăvârșirea practică obținută de noi ca proces egală cu sfințirea, să fie clar în mintea noastră. Timp de ce? Ca să ne bazăm pe de o parte pe desăvârșirea pozițională oferită prin Hristos, dar să știm că și nouă ni se atribuie partea noastră de desăvârșire zilnică ca și trăire. Și lucrul acesta este important. Nu neglijăm nici ce a făcut Domnul pentru noi și ce a făcut El ne așează în Dumnezeu, dar nu neglijăm nici ce trebuie să facem noi, pentru că ce facem noi poate să ne dea jos din Dumnezeu. Pe lângă desăvârșirea pozițională, care este primită în numele lui Iisus la un moment dat și este egală cu iertarea, pe lângă desăvârșirea practică, care este procesul zilnic al vieții egal cu sfințirea, există cel de-al treilea sens în Biblie al cuvântului desăvârșire și este vorba de desăvârșirea finală. Desăvârșirea finală nu e nici cea pe care ne oferă jertfa Domnului, nu este nici cea pe care o trăim noi în procesul existenței, ci este cea pe care ne oferă Domnul la trecerea din viață dacă murim în Domnul. Și Scriptura spune în 1 Ioan capitolul 3, versetul 2, știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Până nu se va arăta El, vom fi ca El la nivel pozițional, dar la nivel practic.
nu vom fi ca el. Este de dorit, suntem îndemnați, alergăm înspre acolo. Toată Biblia ne încurajează să ne sfințim, însă fiecare dintre noi, dacă avem un pic de sinceritate, știm că sfințirea aceasta, deși e activă, în sensul că lucrăm mereu la ea, nu este absolută și desăvârșită la nivelul sfințeniei absolute a lui Dumnezeu. Este o perspectivă spre care alergăm și pentru care ne luptăm. Această desăvârșire finală este egală cu proslăvirea. Atenție! Desăvârșirea pozițională este egală cu iertarea, cea practică este egală cu sfințirea, însă cea finală este egală cu proslăvirea. Numai când un credincios este proslăvit la Domnul, adică trece din viața aceasta la Domnul, numai atunci desăvârșirea lui devine desăvârșită și atunci știe că a ajuns la Domnul Iisus Hristos și riscul să cadă din credință, să-L întristeze pe Duhul Sfânt, să fie părăsit de Duhul Sfânt, nu mai există. Până atunci, riscul să cădem din harul care ni s-a oferit este la fel de mare ca urcarea în harul acesta. Spun oamenii că odată ce ai fost mântuit nu mai poți să cazi. Ascultați-mă, mai repede cazi decât l-ai primit. Dacă îți permiți să stăruiești în păcate pe care nu le mărturisești și pe care nu le părăsești. Aș vrea să trecem de la subiectul acesta care a fost puțin mai teologic, poate chiar mai filozofic, mai dogmatic, la ceva puțin mai devoțional, mai practic și să vorbim în al treilea rând despre asemănările bisericii. Domnul Iisus Hristos, știind că oamenii au probleme să înțeleagă sensurile adânci ale lucrurilor abstracte, spirituale, a oferit pentru comparație lucruri din lumea reală, a căror semnificație o înțelegem pe deplin, făcând parte din experiența noastră, făcând o comparație între Biserica lui Dumnezeu și anumite lucruri și experiențe de pe pământ, ca prin comparația aceasta să surprindem anumite sensuri ale bisericii și în felul acesta să înțelegem ce este Biserica lui Dumnezeu. Înțelegerea conceptului de biserică este cheia care ne ajută să înțelegem relația dintre credincioși și Dumnezeu și relația dintre credincioși și credincioși. Pentru a înțelege mai bine conceptul acesta de biserică și relația dintre credincioși și Dumnezeu și dintre credincioși și credincioși, trebuie să privim în Biblie la câteva asemănări comparative pe care le face Domnul. De pildă, adică spre exemplu, Biblia ne spune că biserica este asemănată cu o casă. Atenție, biserica nu e o casă, este asemănată cu o casă. Această asemănare arată domnia lui Dumnezeu asupra casei sale. După cum fiecare dintre noi, dacă avem o proprietate, domnim peste proprietatea aceea, asemănarea aceasta vrea să spună că Dumnezeu, care este stăpânul casei, domnește peste casa cea, peste casa sa, are o autoritate deplină și nimeni nu poate să-i revendice dreptul de proprietar, împărțindu-l în dreptul de coproprietar cu altcineva. Dumnezeu este proprietarul casei sale, adică stăpânul bisericii sale, lăudat să-i fie numele. Citesc 1 Corinteni 3:9. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, voi sunteți casa lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Este o comparație care demonstrează că noi suntem ca o casă peste care este stăpân Dumnezeu. Nu pastorul e stăpân, nu comitetul e stăpân, nu adunarea generală e stăpână, nu organizațiile sunt stăpâne, stăpân este Dumnezeu. Casa e ca biserica, Dumnezeu e ca stăpânul. E doar o comparație. O altă comparație este un trup. Această asemănare vrea să prezinte viața din biserică și funcționalitatea. Adică neamurile sunt împreună moștenitoare, cu noi alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Iisus Hristos prin Evanghelia aceasta. Adică biserica nu este o clădire, biserica nu e o organizație. Sunt multe
Religii care spun că biserica e o clădire și merg la clădire ca la biserică. Biserica se adună în clădire, biserica este vie, este activă, are viață, e dinamică. Biserica nu-i clădirea, biserica nu-i asta, ăsta e sanctuarul, asta e casa de adunare, ăsta e templul Domnului, asta e casa de închinăciune, biserica suntem noi. Biserica este comparată cu o mireasă. Această asemănare arată scopul și speranța de a fi împreună în viitor. Sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară, nu să vă înfățișez fecioară. Că bărbații, băieții, femeile nu mai pot fi înfățișate așa, ci ca pe o fecioară. Este o comparație, comparație e o figură de stil. 2 Corinteni 11 cu 2. De asemenea, o altă comparație este cu o familie. Această asemănare arată relația de intimitate, dar spirituală. Obligații și beneficii reciproce. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că noi suntem copii din familia lui Dumnezeu. De asemenea, o altă comparație, o împărăție. Biserica este comparată cu o împărăție. Ați bănui, Hristos este împăratul. Această asemănare arată relația de subordonare a cetățenilor față de regele lor. Un cetățean, în mod normal, dar și obligatoriu, este supus regelui țării. Ei, noi suntem ca o împărăție, adică suma unor cetățeni, subordonați voluntar regelui lor. Citesc cuvântul, el ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat unde? În împărăția iubirii lui, în împărăția dragostei lui. Coloseni 1 cu 11. Ultima comparație cu care se aseamănă biserica pentru înțelegerea noastră este o turmă de oi. O turmă. Această asemănare arată nevoia oilor de ocrotire, nevoie de hrănire, nevoie de protecție, nevoie de îngrijire. Așa suntem noi, biserica. Avem nevoie de ocrotirea Domnului, avem nevoie de protecția Domnului, de hrănirea Domnului, avem nevoie de îngrijirea Domnului. El își va paște mereu turma ca un păstor, Isaia 40, 11 la 12. Va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Eu sunt păstorul cel bun, Ioan 10, 1 la 6. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi, nu citesc tot textul. În Faptele Apostolilor, aduceți-vă aminte că biserica este prezentată mai mult decât în oricare altă carte a Scripturii, prezentă în anumite case ale credincioșilor, în piață, pe câmp, în pădure, dar niciodată biserica nu e o clădire. Biserica nu înseamnă clădire, ci înseamnă credincioșii chemați din lume. Ne-a mai rămas timp să vorbim în al patrulea rând despre misiunea bisericii. Despre misiunea bisericii. Termenul în care trebuie explicată misiunea bisericii sunt principiile lui Dumnezeu din Biblie, nu regulile sau rânduielile oamenilor din Constituții și statute. Uitați ce vreau să spun. Există riscul să credeți că vorbesc împotriva Constituțiilor. Nu. Sau împotriva vreunui statut. Sau împotriva vreunei organizații. Nici de cum. Vreau însă să subliniez că misiunea unei biserici trebuie privită în funcția ei, în principiul ei, nu în rânduiala ei sau în forma ei, pentru că principiul și funcția este neschimbată, este universală și eternă, timp în care forma se schimbă de la o generație la alta, de la o cultură la alta. Principiul este etern. Spun câteva vorbe ca să fac diferența între principiu, care e în Biblie, și ăsta e universal și etern. Timp în care regulile oamenilor, adică aplicarea principiilor într-o anumită cultură la un anumit moment dat, numită rânduială. Bună oară, noi avem o rânduială la nuntă, e adevărat? Avem o rânduială la nuntă. Dacă ar veni mireasa îmbrăcată în rochie roșie, ce ați zice? Scrie în Biblie absolut toate elementele nunții? Dar noi avem o rânduială care simbolic, spiritual, decent, pios, e cel mai bine așa. Și această rânduială a devenit o regulă a bisericii. Nu e un principiu. Noi nu putem să facem principii. Noi putem să facem rânduieli și reguli. S-ar putea acum 102 de ani
să nu fi fost nunțile ca acum. S-ar putea peste 200 de ani, dacă nu vine Domnul, să nu mai arate nunțile ca acum. Asta este o formă în vremea noastră. Forma aplică principiul de nuntă. Principiul nu spune cum să fie nunta, spune să fie doar. Formele noastre spun cum să fie, dar formele acestea diferă, în Africa nu-i la fel. Probabil că în Africa rochia trebuie să fie neagră. Principiul este etern, nu poate fi schimbat, se aplică oricând și oriunde, timp în care o regulă, o rânduială este supusă îmbunătățirilor, amendamentelor și eliminărilor. Ce ați zice dacă aș veni într-o zi în fața bisericii și aș spune, fraților, eu și comitetul bisericii am hotărât să facem un amendament la Biblie? Ce ați zice? Ați zice, frate păstor, trebuie să hotărâm altceva, nu asta. Trebuie să hotărâm dacă, matale, ești sigur ce vrei să spui. Dar dacă spun, hai să facem un amendament la Constituție, asta da. De ce? Constituția e făcută de noi. Tot o amendăm și niciodată nu e perfectă. Ori de câte ori o citesc, îi mai găsesc cât un beteșug. Dar citești în Biblie. Biblia este suma principiilor lui Dumnezeu, ele se aplică întotdeauna. De aceea Biblia la nivel de principii nu întotdeauna spune cum să faci, dar spune ce să faci. Atenție, frați și surori, există riscul să mă înțelegeți greșit, dar numai dacă vreți. Biblia de cele mai multe ori spune ce să faci, dar nu întotdeauna cum să faci. Pentru că cum să faci diferă de la o cultură la alta, de la o biserică la alta, timp în care ce să faci nu diferă. Este etern, este universal, este întotdeauna, principiile lui Dumnezeu nu se schimbă. Manifestarea principiilor, forma, rânduiala, se schimbă. Principiul nu-i doar etern, este și universal, se aplică oriunde, nu doar oricând, timp în care o regulă, o rânduială este limitată la un timp imediat și la un context apropiat, atenție! Principiul nu e limitat la un scop imediat, el este universal și nici nu este limitat la un context apropiat, numai aici în biserica noastră. Dacă te duci în altă biserică e puțin diferit. Pastorii când se duc unii la alții, fiind invitați, tot timpul întreb, voi cum procedați la binecuvântare? La cina Domnului, voi cum luați cina, din stând în picioare? Sau unii iau cina Domnului stând pe genunchi, alții iau cina Domnului stând pe bancă. Este scris asta în Biblie? Nu, sunt rânduieli. Sunt forme, dar e scris în Biblie să iei cina, da. Principiul spune ce să faci. Rânduielile oamenilor au nevoie de amănunte și spune cum să faci ce să faci. În al treilea rând, principiul respectă libertatea de alegere a persoanei și trebuie să pornească din interior. Atenție, principiul tot timpul pornește din interior. Timp în care regula este impusă și pornește din exterior. Ce ați zice dumneavoastră dacă o mireasă vrea să stea aici la amvon pe scaunul meu? I-am face nunta? Uitați-vă, nu i-am face. Pentru că asta e o regulă bisericească care este apărată de niște restricții. Îți pierzi calitatea de membru dacă perseverezi în anumite comportamente pe care noi nu le agreem. Te punem deoparte dacă în mod repetat și rău intenționat faci anumite lucruri care disturbă liniștea bisericii. Te oprim de la cină dacă în mod repetat și răutăcios și intenționat faci în mod repetat anumite abateri. Iată dar că formele sunt protejate de restricție. Ele pornesc din afară, Viorel, dar principiile pornesc din inimă. Atenție! Dacă nu e dragostea lui Dumnezeu turnată prin Duhul Sfânt în inima unui om, cu bota, să-l iei de la spate, poți să-l duci oriunde, dar în cer nu. Nimeni nu poate fi dus cu forța în cer. Dacă între doi oameni, bărbați și femeie, în legământul căsătoriei, nu există cu forța căsătorie, cum vă imaginați că există cu forța pocăință și ajungere în împărăția lui Dumnezeu? Dragostea celor mai mulți se va răci. Ce se întâmplă când se răcesc? Vine Apocalipsa, capitolul 3, și spune ce se întâmplă. Întoarce-te, că altfel ești terminat. Unde să te întorci? La dragostea pe care ai părăsit-o, că de pierdut nu se poate pierde. Și acum, așa cum vă spuneam, am vrut să fac diferența între principii și rânduieli bisericești, ca să spun că misiunea bisericii trebuie făcută în baza principiilor
Atunci când vorbim de misiunea bisericii, prezentăm misiunea bisericii la nivel de principiu, nu la nivel de formă. Să vă dau un exemplu. A face evangelizare este principiu sau formă? E principiu. A face evangelizare în principiu. Dar a face evangelizare personală sau evangelizare prin filmul Iisus, să zicem, este formă sau principiu? Asta e formă. Dar a face evangelizare pe stadion în România e o altă formă. Dar a face evangelizare din Noul Testament la spital e o altă formă. Dar a face evangelizare aici în biserică, anunțăm că la Crăciun facem evangelizare, e o altă formă. Iată, dar evangelizarea ca și evangelizare, ca și acțiune, e principiu, trebuie făcută. Dar unii o fac pe stadion, unii o fac în biserică, unii o fac în public, alții o fac personal, unii o fac în casă. Sunt o grămadă de forme să faci evangelizarea, dar evangelizarea în sine e una singură și e principiu. În concluzie, misiunea bisericii este 1. Evangelizarea lumii. Duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Orice făptură. Marcu 16:15. Acesta este principiul comunicării cuvântului lui Dumnezeu. Când biserica încetează să aplice evangelizarea, ea încetează să mai fie biserică. 2. Principiul maturizării credincioșilor. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Matei 28:20. Acesta e principiul educării spirituale a poporului lui Dumnezeu. 3. Principiul trăirii împărtășia frățească. Ei stăruiau în legătura frățească, fapte 2:42, a treia parte a versetului 42. Acesta este principiul unității spirituale a poporului lui Dumnezeu. 4. Principiul amintirii lucrării Mântuitorului. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, 1 Corinteni 11:24, partea C. Acesta e principiul sărbătoririi prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Principiul închinării. Ei stăruiau în rugăciuni. Principiul slujirii. Cum m-ai trimis tu pe mine, așa ai trimis și eu pe ei în lume. Ioan 17:18. Acesta este principiul manifestării iubirii lui Dumnezeu față de oameni. Și ultimul principiu, din punctul meu de vedere, dar nu din punctul Bibliei de vedere, principiul așteptării sau principiul revenirii Domnului Iisus Hristos în slavă. Acest Iisus, spunea îngerul, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Fapte 1:11, partea a doua. Acesta este principiul așteptării unirii în slavă cu Domnul și cu biserica sa. Frați și surori, am vrut să spun aceste lucruri pentru ca înțelegerea noastră despre biserica lui Dumnezeu să nu fie întemeiată doar pe experiențe personale, care sunt diferite de la unii la alții. Să nu fie întemeiate nici pe tradițiile oamenilor cantonate într-o biserică locală, și să fie întemeiate pe învățătura Bibliei, a Scripturilor, având o perspectivă largă, un orizont larg, dar în același timp limitat de învățătura lui Dumnezeu. Mă rog Domnului fiecare dintre noi să primim bucuria că în Hristos noi suntem desăvârșiți, dar și responsabilitatea că în existența noastră noi trebuie să luptăm, confirmând prin faptele și trăirea noastră zilnică această neprihănire. Și atunci suntem bucuroși că facem parte din Biserica lui Dumnezeu și nu ne pierdem încrederea, pentru că Domnul nu refuză pe cel care se pocăiește, își mărturisește păcatul, se lasă de el și își corectează viața în perspectiva sfințirii. Frați și surori, în această seară vă rog încă o dată să venim înaintea Domnului la rugăciune. Și dacă ați avut o alunecare, poate o vorbă, poate o privire, poate un gând, poate un simțământ, poate o relație, orice altceva, stați înaintea Domnului și mărturisiți-vă. Este imposibil Dumnezeu să ierte o persoană care se înrăiește, se răzvrătește și se împotrivește să se pocăiască, nevrând în mod intenționat să-și mărturisească păcatul cu scopul să renunțe la el în viitor. E imposibil să existe iertare pentru un astfel de om. Dar la fel de imposibil este ca să te pocăiești cu adevărat în praf, în cenușă înaintea Domnului, cu sinceritate din toată inima, cu dorința să nu mai repezi niciodată păcatul acela. Și Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, în dreptul sângelui Domnului Iisus depus pentru noi la Golgota, să nu ne ierte, este imposibil. În această seară vă invit pe toți să stăm înaintea Domnului și să avem o dreaptă înțelegere despre poziția pe care noi o avem în Iisus Hristos și despre problema sau
subiectul desăvârșirii noastre și al Bisericii Domnului înaintea lui Dumnezeu. Lucrul acesta risipește confuzia și frustrarea, ne dă siguranță, bucurie și pace. Vă rog în numele Domnului, fiecare dintre noi cercetați de Duhul, să ne rugăm și Stăpânul care este în ceruri să ne binecuvinteze. Vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm împreună. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.